Am revenit în platoul Roma 24, alături de mine, pentru cei care ne-ați urmărit în prima parte a emisiunii, sigur l-ați recunoscut pe domnul Constantin Ghica. Discutam despre lucrurile bune care s-au făcut în Roma, despre ceea ce s-ar mai putea face. Subliniați foarte bine agricultura care ar trebui să producă pentru noi, astfel încât să știm ce mâncăm. Să mâncăm cât mai sănătos. Dar vedeți și supermarketurile și hipermarketurile, de fapt, care sunt cu capital străin, vin cu oferte de interesante. Vin cu oferte interesante. Aici prețul dansează mult. Știu eu, produsele care sunt în prag de expirare, mă refer la carne, era o discuție cu o perioadă, 2-3 săptămâni în urmă, devin mai ieftine, sunt mai atrăgătoare. Există o concurență, cum să spunem noi, aproape neloială între agenții economici care produc la noi. Exact, și cei care importă. Și cei care importă și aduc la prețuri mai mici, dar calitatea lasă de dorit. Aici bun, știți că am auzit că într-un magazin de prin Suceava sau nu știu unde, directorul punea angajații să spele carnea cu oțet și să o redea în... Parcă ne speriem așa, cei cu brădetul, cu iaurtul, cu copiii. S-a creat așa o discuție pe tema asta, de nici nu mai știi ce să mai mănânci. De ani, Marea Britanie, laptele trotau cu borax ca să nu se strece. Și lucru care era devastat a fi o mare greșeală. Da, și cu consecințe foarte, foarte grave. Sunt multe comercianți, ascund și ei partea lor de dacă salamul, mizelul nu este păstrat în condiții foarte bune, chiar dacă este din interiorul termului, de aceea mâzgă. Și atunci îl mai spală cu oțet, nu știu ce... Ți-e și frică uneori să știi ce mai mănânci. Dar apropo de ce spuneați dumneavoastră... Aici ar trebui organele instituțiilor statului să-și facă treaba. Ar trebui, DSV, nu? DSP-ul, da. Să mergem să mai vedem. Și așa, mai departe, cei cu abilități protecția consumatorului, știu eu... Da. Și profesori cu TPC, pentru că totul se face pe hârtie. Măsurile să fie mult mai dure, astfel încât să descurajeze. Cum e afară? Afară, să știți, când a ajuns produsul și e expirat, îl scot afară la consumul către animale sau în altceva. La noi dăm un pic mai ieftin. La noi schimbăm eticheta, mai congelăm o dată. Apropo de termenul de expirare, era o idee de a mea și care am văzut că totuși se discută și la nivel național, poate reușim să o implementăm și la nivel de roman, agenții economici, ăștia locali, ai noștri, când anumite produse se apropie de termenul de expirare, să le scoată din galantare, să le cedeze către căminul de bătrâni, către un orfelinat. Aici politica fiecare agent economic ar trebui să reducă prețul. El își maximizează profitul. Reduce și un pic mai ieftin în ultimele zile. Dacă vede că nu vine, atunci trebuie să îndrepte spre altceva sau în final, știu eu, să asigurăm hrana la câinii vagabonzi. Sau exemplu. Ceva, da. Bun. Adică să faci ceva util. Mulți afară pun acele la container. La container, da. Și oamenii se duc acolo și... Oameni care, nu știu neapărat români, dar sunt alte nații care duc și iau de acolo și zic că e foarte bun. Bun, nu cea expirată, noi ne referim la cea care mai are 3 zile înainte de să fie în termenul de valabilitate. Se întâmplă afară, pentru că termenul de valabilitate nu înseamnă că gata, de acum e rea. Când e da, nu se... Au un acel coeficient de siguranță. Dacă o ai mâncat a doua zi, în principiu nu se întâmplă nimic, dar... Dacă expiră astăzi și o consum mâine dimineață, se întâmplă, că pot să eu din magazin o pun în frigider să mă țin o zi, 2-3. Exact. Și atunci am mâncat-o. Și atunci când mănânc din frigider nu mă uit la termen, știi? Știți că ați cumpărat un pachet de unt. Oamenii credeți că se uită la termenul de valabilitate de produse? Dar să mai uită, să știți că și eu mă uit când cumpăr produse, ca o să cumpăr produse românești. Da. Unu. Și doi, pentru că produsul românesc mie mi se pare, nu din naționalism, din patriotism, dar mi se pare mai bun produsul românesc. Parcă e mai aproape de gustul meu decât, știu eu... Cel adus din altă parte, da. În altă parte. Doi, mă uit să văd producătorul, caut, am luat
brânzeturi de vatra dornei. Dorna, e bună. Sau untul de napoca sau dorna, iarăși un unt bun, cașcaval și așa mai departe. Deci caut produsele să le văd și termen de garanție și producător. Mă uit, v-am spus că eu vreau să fie produs românesc pentru că în felul ăsta ajut pe acel producător. Își vinde produsul în viață, și dezvolt poate altceva în altă parte, știu eu, la Vatra Dornei sau la Cluj. Da. E o variantă. Înțeleg totuși că și în hipermarketuri și în supermarketuri se încearcă o lege prin care să promovăm produsele românești, produsele tradiționale. Da, 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 dar și în Occident, nu toți uită la produsele lor. Vor să se aducă. Sunt mai naționaliști decât în noi, ei chiar nu cumpără absolut chiar nimic din ce înseamnă. Eram cândva în Frankfurt și o persoană, ce-ai căutat acolo la magazinul ăla să cumpere, spune. Ce-ai căutat, că nimic nu-i bun acolo. Spune, uite, am luat apă minerală italiană. Că asta da, bun. Da, da. era italiană, da, da. Tipul. Nu. În restul, că nimic nu-i bun. Nu-i bun, da, era pentru că e din altă... Da, deci și ei caută pe produsele lor, adică să fie... Cât mai bine. Se apropie alegerile. Vă regăsim, găsim numele Constantin Ghica pe o listă? O să găsiți, asta e probabil sâmbătă 23, vor depune candidatura primarul cu echipa lui, sunt în... Faceți parte din echipa? Din echipa primarului Dan Laurențiu Laureanu și eu cred că este echipa câștigătoare cu siguranță și nu cred că îi vom dezamăgi ce am făcut în ultimii 8 ani. Alături de primar, îl sprijinim în continuare și cred că romașcanii vor avea în continuare încredere în primarul Dan Laurențiu Laureanu și în echipa lui liberală. Da, dacă dumneavoastră doar sunteți în politică și nu de ieri de azi, eu mă uitam așa pe lista de candidaturi pentru funcția de primar, n-a fost foarte mare bătălie. Chiar și acum mai apare câte un candidat destul de târziu, adică mai avem 2 săptămâni până începe campania electorală. Știți, aici și pe plan local și plan național mai apar niște tromboniști, le zicem așa, care bine și ei se încearcă norocul, marea cus, degetul sau nu cum? Neapărat pe plan local, dar uitându-mă chiar în televiziune centrale, văd pe anumite indivizi că, doamne, noi vom face, vom aridea salariile da, umbăr. Primarul, da, mărește salariile și de locul muncă. Asta deodată ar trebui, știu eu, să nu dai atenție la așa ceva, că salarul trebuie să vină ca efect sau, mă rog, al muncii. Nu? Bine, primarul niciodată nu mărește nici salariile, nici da, pensia, pentru că vorbim de o lege națională care nu are nicio legătură cu administrația locală. Dar primarul poate să atragă investiții, poate să facă, poate să dragă din asta. Bun. Și de aici, din activitatea economică, se rezultă, pentru că și starea, nu știu eu, locuitorilor de aici depinde foarte mult de administrația publică locală. Dacă administrația publică locală e deschisă spre atrage investiții, atunci o produce mai bine. Și atunci și spitalul va avea bani și școlile. Păi cum arătau școlile acum 8 ani și cum arată acum? Da, lucrurile sunt bune, s-au făcut, dar vedeți, tot timpul ne împiedicăm de legile naționale care parcă sunt făcute, bine, clar că sunt făcute dintr-un birou, de niște oameni care probabil că au foarte multe doctorate, dar nu știu vedeți ce se întâmplă că în realitate. Aici e o problemă. Sunt anumite primării, deci că domnule din cotele defalcate și da. Asta la altă, bă, mai dau Roma, nu știu câți bani. Dar nimeni nu spune câți bani se iau de la Roma, de la agenții exact. Economici din Roma, care s-au dus la activitate la bugetul de stat. Bani da. Produce Roma, nu? Față de, știu eu, primăria X, care își acoperă 20% din cheltuieli, din taxele și impozitele locale. Da, 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 da. Deci din ce produc e acolo, 20%. Restul trebuie să iei de la alții. De la alții. Aici, sigur, trebuie și o gândire în ceea ce privește reforma administrației, reforma teritorială. Eu cred că în următorii ani vor fi desființate județele, înființate acele regiuni, cred că mult mai bine.
Ar fi o economie, în primul rând, la, pe ceea ce înseamnă costurile pe funcționarea acestor instituții. În locuri de muncă, dar uitați, e o porțiune de drum care ia nimănui. Știu, drumul care leagă Pașcanii de Roman, trebuie să ne ducem pe partea elaltă, pe la Doinei și să facem artificii, pentru că drumul ăla nici alul ăla, nici alul ăla. Și atunci când gândești o regiune, regiunea se numește ea Moldova, de regiune istorice, că se numește regiunea Bacău, regiunea Iașului, regiunea Sucevii, știu eu, atunci el va lua în calcul toate și drumurile și tot și va căuta să atragă. Pentru că banii europeni pot fi atrași. Și pe, mai bine pe o regiune, mai ușor decât pe un oraș. Pe un orășel sau prin chiar o comună. Atunci pe o regiune se poți dezvolta altfel. Poți să gândești, păi, ce-mi trebuie aici? Îmi trebuie atâția producători să producă aia, hai să ajutăm să avem și avem și activitate economică, avem și nivel de trai. Bine, acum eu rămân cu scepticismul meu și e important și cine conduce. Nu, și cine conduce aceste regiuni, pentru că dacă tot vorbim de politic și politicieni cu diferite interese, dacă nu o să-i placă de primarul că e de la PNL și el e de la alt partid, s-ar putea să fie defavorizată o regiune, o zonă, un județ. Cu încetul electoratul... Eu zic că nu o să mai... Ar trebui să dispară culoarea politică. Facem administrație când facem administrație și facem politică în campanie electorală și atât. Campania electorală, să știți că începe din a doua zi după ce ai fost ales. La unii lăsați. La actualul primar al României, atunci a început campania, dar cu 4 ani. Bun, acum da, se termină. S-a asfaltat și anul trecut, dar nu putem să spunem că... Bun, i-a început și activitatea, acum omul se uită și zice, domnule, ce-a făcut actualul primar, ce-a făcut ceilalți, ce promită ea, au vreo realizare mai așa, ca să zici că da, domnule, uite, ar fi o alternativă. Da, nimeni nu dă cioară din mână, nu? Pentru vrabia de pe gard sau invers, cum era. Da, păi, și eu cred că încet cu încetul românii își vor la deci oamenii potriviți sau lucrurile potrivite. Mă refer la toate zonele. Și cred că în principiu ar trebui să fie, trecând peste culoarea politică, dar vedeți că eu mi-aș dori să nu existe culoare politică și să ne ocupăm mai mult de administrație, numai că banii în continuare în România se împart pe aceste criterii și ați văzut exemplu cel mai bun, că în Romanul din cauza Consiliului Județean a fost un pic văduvit de niște bani pentru că s-au dat niște directive politice și atunci de la Roma s-a tăiat brusc și au venit 0 lei. Adică 0 lei să vină la o rectificare de buget. Stai și te întreb, domnule, dar eu cu ce am greșit ca romașcan? Da. Păi da, acele șicane politice. Cu ce au greșit cei din Cotul Vameș când puntea nu e modernizată la ora actuală? Da, ce să mai vorbim de asta? S-au pus unele de-a curmezeșul. De la cu spitalul și cu acea ambulanță. Cred că am discutat această temă și în continuare simt, mă revolt și sunt oameni simpli, cetățenii acestui oraș se revoltă cum cei de la capitala, de la București, dau o lege și legea se cheamă reforma în sănătate. Adică reforma înseamnă îmbunătăți și tu spui că o ambulanță trebuie să fie numai la spitalul reședință în capitala de județ și nu la Roman. Cu atâtea probleme care le avem. Vedeți că Romanul este mai, cum să spunem, față de Piatra Neamț, nu reședință județ, fiind pe E85, activitate economică mai multă. Și să vorbim în primul rând de accidentele astea, riscurile care sunt. Riscurile sunt mult mai mult aici, deci, da, mă rog, bă, dar cum se poate? Adică cei de la iarăși de la București... revin și ar trebui să dispară, știu eu, centrul din ăsta de urgență, cum ați spus, de salvări, de, și să fie undeva Iașu sau Bacău. Există, dar există la Iași, pe regiune. Dar regiunea aplică aceeași lege. Și după aia, fiecare orășel are plasa lui, are comune din jur. Romanul avea 27 de comuni care de serviciu și așa, cei care se îmbolnăvesc vin la spitalul din Roma. Asta vreau să zic, dar vin și din Piatra, dacă suntem acum cinstiți, vin din Piatra și se tratează pentru anumite vezi, lucruri. Din Piatra, cum și din Roman pleacă la Piatra, știu eu, la câte un doctor când au anumite probleme. Legislația este foarte importantă pe plan național să fie cât mai corectă, că noi, până la urmă, în Roman ne gospodărim. Suntem pricepuți. Roman a avut noroc în ultimii ani de un primar bun, de o echipă bună, în continuare o echipă liberală,
Și eu cred că romașcanii vor avea încredere în primar și în echipa lui și la alegerile din 5 iunie vor vota ca atare. Vor vota ca atare. Da, contează proiectul cu care va veni echipa PNL-ului? Contează, sigur, programul care va veni PNL-ul, ce își propune să facă pentru roman, pentru romașcan, pentru zona romanului. De data asta programul să-l privește, da, da. Pentru că, vrând nevrând, dacă tot s-ar face treaba cum se face la roman, să se întâmple același lucru, știu eu, și la Iași, la Bacău, și la... Atunci România s-ar ridica mai repede. Să dea Dumnezeu să fie așa, să avem parte de aleși pricepuți și care să privească către interesul nostru. Echipa primarului nu va dezamăgi. Vor face lucruri mai frumoase, mai atrăgătoare, mai bune pentru roman. Da. Mulțumesc frumos pentru opiniile oferite în această emisiune. Mulțumim celor care ne-ați urmărit. Rămâneți alături de programele Roman 24.